arată biblioteca ideală în accepțiunea dumneavoastră? Oh, biblioteca ideală. Acum ca spațiu și spațiul dumneavoastră de aici, de la Baia Mare, e un spațiu ideal pentru că e foarte larg, foarte luminos, plin de cărți. Am auzit astăzi că aveți un fond de carte foarte mare și că îl îmbogățiți mereu. Dar biblioteca ideală, bineînțeles, nu poate fi alcătuită decât din operele mari, operele fundamentale care țin de interesul nostru major și estetic și existențial. Și bineînțeles că acum ar fi aici destul de ciudat și nepotrivit să mă apuc să-mi șir nume, dar sunt mereu și vor fi mereu nume și în literatura națională și în cea a lumii care au trezit și merită să trezească interesul și pasiunea cititorilor. Știm că ceea ce s-a numit canonul occidental e dominat de Shakespeare, dar sunt și alți coloși ale literaturii despre care eu unul și alții ca mine și ca dumneavoastră ne întoarcem mereu, pentru că mai ales în cartea tipărită și nu în cea electronică asupra căruia nu ne putem concentra suficient, zic eu, în cartea tipărită găsim mereu și mereu secvențe sau întreguri care sunt exemplare pentru ceea ce trebuie să fie un om întreg. Sigur că acum lucrurile încearcă să se simplifice, să se reducă, să se schematizeze. Eu zic că e vorba de o mare sărăcire, atâta vreme cât romanele groase sunt privite cu destulă reținere, lumea pretinde că nu mai are timp să le citească. Ori dacă nu ai timp să citești romanele groase, înseamnă că nu-l mai citești nici pe Thomas Mann, nici pe Dostoievski, nici pe Tolstoi, nici pe Proust, care are 16 volume cu Căutarea timpului pierdut. Și pierdem și noi timpul nostru esențial dacă nu avem această răbdare. Deci eu aș zice că biblioteca și a dumneavoastră și altele au cea mai mare și mai frumoasă misiune tocmai în a reactiva acest interes pentru carte și implicit o memorie culturală care trebuie să rămână totuși vie. Ori vedem acum că tendința este inversă, de a uita și locuri ale memoriei, cum zic francezii, în altele locuri ale memoriei, locurilor noastre, să spunem, și reperele intelectuale, reperele culturale, reperele simbolice care țin de marea cultură. Deci aș zice să mergeți în continuare ca bibliotecari eminenți și harnici pe linia asta a aducerii spre carte a cât mai multă lume și înțeleg că se face bine asta la Baia Mare. Mulțumesc frumos pentru aprecieri. Ați anticipat o întrebare pe care vreau să vă pun. În contextul în care informația abuzează în pofida cunoașterii, cum vedeți rolul bibliotecii în comunitate? Da, eu am spus-o de mai multe ori că la ora asta, din păcate, asistăm la un fel de competiție inegală și cu totul nepotrivită și negativă între informație și formație. Adică pe cât lumea pare mai informată, pe atât este mai puțin formată de ceea ce vede, aude, înscrie într-o memorie de altfel pasageră și foarte superficială. Cred că, de fapt, adevărata formație se face în bibliotecă, adică sau într-o bibliotecă proprie sau într-o bibliotecă publică, cum este aceasta la care lucrați dumneavoastră. De ce? Pentru că biblioteca este un spațiu, prin definiție, al lecturii atente, deci citim paginile de roman, de poezie, de teatru, de critică și teorie literară cu niște lentile focalizate asupra niște unor lucruri care într-adevăr ne interesează, ne preocupă. Avem și liniștea și ambianța necesară, uităm de zgomotul lumii. Chiar astăzi, în timpul conferinței, spunea domnul decan al Facultății de Litere de aici că sunau sirenele în timp ce eu vorbeam. N-am auzit și am constat cu plăcere că n-a auzit nici lumea din sală. Înseamnă că se poate concentra această lume și asupra unor lucruri care
pot face abstracție cât de cât de ceea ce se întâmplă în exterior. E așadar important să găsim și cât mai frecvent aceste spații de concentrare, care nu numai asupra textelor altora, ci și, aș zice, asupra propriilor texte imprimate în noi sau care promis să se dezvolte, propriul nostru roman, propriul nostru poem, care, cum să zic, ține de structurile noastre profunde și care, până la urmă, e textul cu T mare care ne poate defini omenește. Vă mulțumesc foarte mult!